bine mă știți, de prea mulți ani mă știți și știți că eu nu pot să tac. Dacă nu pot să tac, apoi nu pot să tac, Doamne iartă-mă. Așa m-am uitat la voi și așa îmi vine să vă zic, cine sunteți? Că vreau să vă cunosc. Ce-i cu tine? Nu știu, asta am zis mai că nu știu ce cu mine, emisiunea asta m-a transformat. Și noi să te credem acum? Noi să ne gândim că faci pentru final acum că te crezi puternic sau de ce? Dacă într-adevăr v-ați împăcat din tot sufletul și într-adevăr v-ați iertat din tot sufletul, am să vă rog să votați tot cu sufletul. Dar dacă ați făcut-o strategic, să aveți grijă să nu cădeți în propria capcană. Ela este prietenă cu fetele de aici din casă? Andreea, dar cu două trebuie să la favoritos, că n-are încredere în nimeni, nu-i prietenă cu nimeni, nu-i curioasă de nimeni, nu-i interesează nimeni. Despre ce vorbim? Te-ai certată 11 luni cu cineva și mă pui da, în balanță? Andreea, după ce te cerți cu mine, nu aștepta să-ți satisfac urechea, pentru că nu o să fac. Din ceea ce ai făcut tu, ai șterge ceva? Da. Ai șterge până într-acolo încât să nu existe nimic? Nu. Nu, pentru că a fost o experiență minunată. Filip, ia zi, ai un discurs, un speech. Da, îmi pare rău și mie că te-am vorbit urât, că am avut toată cearta ta și toate discuțiile astea în casă. Chiar n-am nimic cu tine, nici eu, nici Berna. Și mă bucur că într-un final am ajuns să ne înțelegem. Și îmi pare rău pentru tot ce s-a întâmplat, până acum în casă. Bravo, Filip, bravo. Bravo, Filip. Filip, gândește-te că eu sunt Lici. Îmbrățișare. S-au trezit și bebelițele. Cu Filip nu, numai cu Berna. Lasă că e ok așa. Îmbrățișare tu cu el. Dar nu te tu la română așa îmbrățișezi. Îl îmbrățișează Berna pentru mine. Ba, uite, vezi că se poate, Filip. Filip, Berna. Băi, frumos, sincer. Frumos. Tot e bine că se termină cu bine. Corect. Da. Corect. Asta e cel mai important. Asta contează. Asta zic și eu, trebuie că până la urmă, sincer, tot ce am zis, am spus, n-am simțit din suflet sau... Cum i-am adresat niște cuvinte foarte... Chip și de întrezire. Sincer, chiar nu m-am simțit bine. Când i-am zis și la Andreea în afară, chiar acum de vreo lună. Dar cred că dacă mergea așa, nu era împăcată tu, nu era să pentru da, ce? Și mi-ar fi chiar nu să sunt eu așa, să... n-am așa suflet rău să jignez, așa, chiar am suflet foarte bun și... În afară, eu ți-am zis că e aici, când intra, avea da, genunchi, în afară, da, ți-am zis și eu și Marius, bă, da. Nu e așa, Berna, în afară. Da. Marius a spus chestia asta, chiar după cam o lună de competiție, a spus, ești... Simte că nu o fată rea. Petru, dar ai... Făceam totul din ambiție, să zic în anumite așa, momente, gelozie, sincer da. Să vă spun eu, de când am eu 4 luni aici, chiar v-am văzut în anumite momente chiar unite toate. Adică când a fost să fiți așa, ați fost așa. Da. Când au fost certuri între voi, au dacă, fost. Dar da, după Gabi, aia... Ai dreptate, Gabi, dacă dau un exemplu, Filip o înșela pe Berna, tot ce țineam cu ea. Exact. Până, asta vreau să zic. Bravo, deci atunci asta. Când a jignit tot Filip, eu am fost de parte. Exact. Și asta dacă Liviani făcea ceva Bianca sau invers, am văzut și fetele mi-au fost alături și m-au susținut că m-am certat cu Marius. Chiar dacă aveam o ceartă și cu Bianca, sau așa, am văzut că ținea... Suntem feminine până la urmă. Cu toții greșim, asta zic. Feministe. Cu toții greșim, trebuie feminine, să ne dăm seama. Trebuie să ne dăm seama că greșim cu toții. Nu e și să o fără de păcat aici. Dar să te plecăm cu capul sus și să plecăm toți cu autocarul acasă, să ne încercem toți. Da. Asta mă bucură și pe mine, că într-un final nu o să plece chiar... de aici certați, supărați sau cu dușmănie. Da. Sfatul Andrei e, uite că l-a spus okay. În... Da, bine. Depinde de l-a spus în aplicare. Da. L-ați aplicat. O să rămână în istorie ziua Bernei. Două zile, ceartă, împăcare, o să se distreze. O să vadă episodul în care ne certăm toți. De la agonie la extaz. Toate sentimentele. Atunci o să se distreze și... Și chiar când de asta cu Filip și Filip mi-a spus ce frumos că Ligia a organizat acum. Ligi v-a zis cum să... Bena, păpușa aia s-a sotat cu tine. Dar asta e un secret pe care n-aș fi... Păpușa aia s-a sotat cu tine. Da, da, o iau acasă. Deci, într-o prietenie trebuie să fim transparenți și sinceri. Normal. Atât tu, cât și eu. Asta înseamnă pentru mine prietenie. Ligi, dă dovadă până la capăt că ești așa cum ești și zic eu să o invit pe la Ela. Hai, dacă te rog, dacă ai să-mi zici sau dacă ai vrei să lămurim. Nu știu când o să ar trebui să vadă și din partea ei ceva, știi? Adică... Având în vedere că nu ai aruncat cuvinte așa osurătoare. Puțin timpul... Și tot ce s-a întâmplat și tot astea, vă zic eu că o să vă lungiți aiurea. Sau corect. O să vorbiți în afară și cei care ne urmăresc ar trebui să vadă asta că e destul de... Nu, și eu le spun la fel, să vorbească tot aici în casă. La fel când am avut discuțiile cu Andreea... Liviane? Da. Nu am aș... Nu, știi nu că am tot timpul fac ce trebuie și chiar dacă a avut discuția cu Marius, numai puținele. Chiar dacă Andreea a avut discuția cu Marius...
și tot ce s-a întâmplat între ei, m-am apropiat de ea pentru că simțeam să-i fiu aproape, că o vedeam în suferință și așa. Da, pentru asta îți mulțumesc. Da, pentru asta nu am inițiat eu dialog, înțelegi? În schimb, m-a simțit de ea într-o zi și asta m-a bucurat foarte tare. M-a simțit de ea într-o zi și a zis că Ligia, să te iau în brațe, că cred că ai nevoie de îmbrățișare, știi? Și așa, am văzut că e interesul ăla față de mine. Bă, chiar îi pasă, știi cum zic? Dar până atunci nu a făcut nici pași foarte mari. Asta zic, eu a avut o portiță. Pentru mine contează, adică eu chiar sunt un om bun, Ligi, dar nici nu vreau să fiu prostul ăla care mereu lasă de la mine. Știi că niciodată. Se face o confuzie foarte mare și chiar am învățat chestia asta aici. Când dai prea multă bunătate, lumea te consideră tăietorul ăla pe care să taie orice legumă și orice Ligi. Bucată de uite, carne. Uite, Ligi, lumea mă consideră pe mine puternică, dar de fapt sunt foarte slabă la auzi. De tu ești invers, ești foarte puternic. Un om care trece cu atâta ușurință, e un om puternic. Știu că mami și tati mereu îmi spun chestia asta. Înțelegi? Nu te simți... Eu las mai greu. De la mine și asta e o prostie. Tu știi ce putere trebuie să ai ca să lași și ca să ierți? Asta spun și eu, e o putere foarte mare. Dar lăsând la o partită chestia, ca să validăm ce am zis eu. Ela, în capul tău și acum la cel mai sincer mod, uite, ai zis, bă, am greșit că am zis cuvintele alea, dar în capul tău o greșit și Ligi că s-o lua de tine pe chestia. Eu vreau să-mi văd doar greșeala mea. Bine. Eu vreau să-mi văd doar greșeala mea și eu voi face sincer. Eu voi face ce trebuie să fac. Dar adică nu știu că voi tu, dacă ți-e prietenă, trebuie să-i spui. Dar am spus, mi s-a părut greșit. Adică ai văzut. În subiectul Ligi, Ela, eu de asta întreb că urmează ca să, că am văzut că s-o mai calmat și Ligi. Te calmezi și tu. Așa ajungeți undeva, vorbiți. Dar eu vreau să, dar eu n-am zis că nu o să vorbesc. De aseară am zis că voi merge și voi vorbi. Nu e ca și cum nu vreau. Dar când o văd și pe ea că e pe tonalitatea asta ridicată și mai mult... Da, normal. Și vai că am chestii să le dau ca și cum... Și de ce sunt eu, traficantă sau ce sunt? Nu, Ela, zic eu, asta poate fără să-și dea seama, Ligi, e un fel de răzbunare pentru că, din câte ațin eu minte... Nu mă răzbun. Nu, stai, fără să-ți dai seama, tu ai zis ieri că o ridicat tonul la tine. Cum? Olivian, în funcție de cum pui tu problema, așa mă raportez. Dacă te văd pe tine, plin de tine și cu atitudine de aia ca și când... Deci, eu ți-am dat vorbele și totuși tu trebuie să vii la mine, nu știu, parcă un pic eu știu că trebuie să merg la ea, eu n-am zis, ca, nu, Doamne, feri, nu știu ce tu plus, cum ți-am zis? Sau ce să vorbesc. Nu, trebuie să mergeți una la cealaltă. Nu, eu voi merge, eu voi face pasul ăsta, adică nu am zis că nu voi face. Una la cealaltă. Știu unde am greșit, Bianca, chiar știu unde am greșit și nu sunt mândră de mine. Păi bun, dar și Ligi, din punctul de vedere a greșit, deci amândouă trebuie să vă apropiați. Mi-ar fi plăcut și mie să știu, vai ce nașpa mă țin. Și mi-a și spus și am văzut că e părul rău. Deci, știi, mă simțeam așa, nu știu. Eu știu unde am greșit și mi-a spus și... Plus că cu Berna au fost ce a fost și am zis, știu ce am făcut. Nu e ca și cum nu știu ce am făcut. Deși, de ce plângeam, crezi că am ajuns într-un moment, adică, păi, parcă nu am fost eu și nu sunt mândră. Adică nu mi-era greu să fac un moment frumos. Am făcut atâtea gesturi și atâtea momente frumoase și sunt omul care fac pentru oricine un moment frumos, un gest frumos. Dar voi ați avut mai tot timpul discuții de genul ăsta, nu știu, s-a întâmplat mereu așa să se rupă ceva între voi. Între tine și Andreea mereu a rămas o prietenie, Ligi, dar știu că cu Ela de la început ai avut discuții și mai tot timpul. E adevărat? Pe atunci m-a trădat urât de tot, da? Cu ce? Cu ce? A mințit că a pus-o cu altă fată în cameră când de fapt ea a vrut să plece. În fine, n-am fost eu, vreau să intru în amănunțite că nu e cazul. Atunci m-am mințit urât de tot pe față și chestia m-a deranjat foarte tare. Știi, m-a deranjat foarte tare și îmi pare rău că i-am arătat cât de tare m-a deranjat. Aia zic, trebuie să le vorbiți. Și nu trebuia da, să era bine să fiți asta. Doar voi două, să stați în grădină, să vorbiți doar voi două, tu să-i spui, dar tot de la bun început ce te deranjat. Și că noi două am discutat, uite, Ligi, mi-ai spus atunci, Bianca, m-a deranjat că m-ai jignit, că mi-ai spus, că... și ți-am explicat. Uite, ea știe cum a stat situația, acum n-are rost să mai, nu mai sunt persoanele alea prezente aici ca să poată confirma sau să nu... contează, uite că pe ea o dor nu Da, aia am să zic, o deranjează și acum, deci nu cred. Dar și pe mine m-a deranjat situația. Păi spune și tu! Adică ea știe foarte bine în ce stare am, știu că mi-a fost, am plâns până n-am mai știut de mine. Ela, dar asta ți explică Bianca acum, explicați-vă că ce vă deranjează. Păi o să iau, dar acum sunt de pe conexiune, vorbesc cu voi. Mă auzi, Ela? Trebuia să-i spui. Bă, de-aia ți-a spus. Am fost nervosă și... Dar dacă ea vorbea peste mine, normal că nu înțelegea. Și tu ai fost deranjată? E faptul că eu vi s-o spus când ți-a spus Bianca. Că Ramona, eu și Veana nu ți-am spus. Te-am spus, n-am vrut să mai sar și o pătie, să vii să te fac cu...
apă și oțet pentru ce? Am fost deranjată, dar nu am vrut să fiu ipocrită, să bata de deranjată am fost că n-am mai putut de nervi. Am știut că se poate rezolva situația, am plecat de, că pot să eu mai țin o dată, că pot să-i cumpăr văzut cadou. Și pe ea, că e vocală, m-a ridicat, nu știu ce am scris. Ceva de genul și am plecat. Era normal, așa, era și pentru ea mult mai ok să ne spui. Și iată continua, știi, că ce-ți spui? O să știi data viitoare. Și m-am enervat, adică, știi ce? Nu te aștepți. Știi ce cred că era... Aștepta, dacă era alta în locul meu, la fel. Știi ce cred că era mintea lui Ligi? Nu, dar spune tocmai. În mintea lui Ligi, cred că, nu știu dacă e adevărat, dar s-ar fi așteptat ca tu să înțelegi portița asta, știi, pentru ea, vis-a-vis de Berda. Eu am vrut să profite, dar nu în modul negativ. A și zis, Vian. O vreau să profite, dar nu în modul negativ. Nu. În modul pozitiv, da, asta da, spun. Asta e ce-i spus-o. Pe lângă asta, eu cred că Ligia a avut pretenția de la ela ca să îi, știi, să-i paseze oportunitatea. Bă, da. Bang. A căzut foarte bine momentul ăsta ca să se împace. Da. Dacă eu pun acum un pariu că Bianca are șanse să câștige și acest sezon, da, eu o să-l câștig. Fix. Știți de ce? Pentru că face atât de multe strategii încât o să vă obțină toate voturile. Ar trebui acum să fi câștigat, pentru că chiar a luptat pentru Livia, l-a arătat că iubește, acum ar fi meritat, da. Crezi că o să rămâneți prietene după competiție? Din partea mea pot să spun că da, dar din partea ei nu cred. Ramona o să aibă cameră roșie cu Bianca, să vorbească tot ce vor ele pe final. Am încredere în amândouă. Am nevoie de... Auziți! Stai, stop! Bianca! Stai. Stop! Cameră roșie, Ramona cu Bianca și eu sunt cameramanul. Ne lasă, stai tu liniștit, fii atent. Nu te mai crede tu așa important, că nu. Ce? Așa, ele se descurcă, fetele, între ele. Da. Aia n-au oare, nu? Iar Bianca, te-ai cerut voie la cameră? Nu. Proteză? Nu? Pedeapsă. Nu. Accepți pedeapsa. Na, trebuie să-ți cască, dau. Și ție pedeapsă să vă... Nu, Ela! Nu aveau cască pentru camera roșie. Ela, aici nu-i vorba de accept. Să nu ia bătaie. Să toți. Ela, nu întreb că accept, trebuie să facă fiecare. Păi am zis, da. O zis doamna Andreea. Pedeapsa ta va fi Ramona să danseze cu Livian ochi în ochi. Băi, ce rău îmi pare. Boring. Wow, ce rău îmi pare. Boring, nu boring. Dar Bianca... Da, Diana e, nu? A? Da, Diana. Să se pupe, să o pupe pe obraz. Da, Diana e. Ela. La Diana e aia. Da. Ce e cu mine? Așa? Dar ce pedeapsă mi-ați dat, Gabi? O să vezi. O să vezi. Și la Gabi... La... Vrei Filip apă? La Gabi... Da? Nu. Ela, cine e la? Sărute-o la mână! Hai, Gabi! Nu, Gabi s-o pupe. Gabi, nu eu! Ela, t-am auzit, ai gândit cu voce tare. Să vii, să o iei pe Diana și să o pup toată fața. Bă, dar tu ești cu capul. Cum s-o pup toată fața? Toată fața. Dar nu pe buze. Dar nu pe buze. Așa, uite așa e. Dar nu pe buze. Nu, pe gură nu accept. Nu, ce că pe gură nu, dar vezi tu ce nimerești. Lasă că nimerești. Nu. Nu, hai, uite că vine. E pedeapsă. Nu-i mai dați cadru pe mine, credeam. Pe gură nu. Nu, pe gură nu pare. Pe gură nu. Dar cu ochii închiși. De la mână. Cu ochii închiși. Cu ochii închiși. Da, bine, lasă, Gabi, cu ochii închiși eu îmi țin una la gură, lasă. Dar nu te pupă el. Nu te pupă el. Nu te pupă el. Mă dă după linia. Să ceapă de la mână. Ce rău îmi pare. Să ceapă de la mână, se pupe pe frunte aici. Dar cu asta, cu dreapta. Auzi că merge după linia. Auzi, Gabi, trebuie să încep cu palma. Cu mâna de aici. A zis pe față. O pup și pe tatuaj. A sus pe față. Înseamnă că e adevărat. Adică că nu-ți pare. Doamne, ferește. Dreapta? Cum a zis Ela că mi-a iasă după linia să vorbească cu linia. Fernando. Ce mai dau ăștia aici mie?
Păi gata, gata! Da, mă! Păi hai, pupă ca lumea! Gata. Trei pupici? Păi câți vrei, 100? V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.